Itinerar Biblic. Itinerar Biblic. Itinerar Biblic. Stimați ascultători, vă prezentăm programul Itinerar Biblic, inspirat din comentariile pastorului John Vernon McGee, adunate în colecția Through the Bible. Adaptare și prezentare, Pastor Sorin Covaci. Dragi ascultători, sunt atâtea metafore prin care noi oameni încercăm să definim viața noastră, modul în care se petrec lucrurile în ea, evenimentele ei. Spuneam data trecută că, dintr-un anumit punct de vedere, viața noastră seamănă cu un joc de puzzle. Este acel joc în care o imagine este descompusă în mai multe bucățele, care apoi sunt date pentru a le pune împreună. Nu este un lucru ușor, mai ales în partea de început și mai ales dacă nu ai văzut imaginea la început, dacă nu știi ce reprezintă desenul. La fel se întâmplă și în ceea ce privește viața noastră. Noi nu știm care este imaginea întreaga ei. Nu știm ce rol au anumite evenimente. Nu știm cum să așezăm acele bucățele pentru care întregul să reprezinte ceva. Avea când Dumnezeu intervine, Abia când începe să contureze imaginea de ansamblu, lucrurile încep să capete contur. Abia atunci înțelegem de ce a folosit Dumnezeu anumite evenimente în viața noastră. Atunci ne-a fost greu, dar n-am înțeles de ce. Acum însă, înțelegem. Este foarte adevărat că dacă credința noastră în Dumnezeu ar fi mai puternică, nici n-ar trebui să ne îngrijorăm prea mult. Promisiunea lui Dumnezeu este că întotdeauna ceea ce face El pentru cei ce-i onorează numele nu poate fi decât spre binele lor. La fel s-a întâmplat cu Iosif. În capitolul 41 al cărții Geneza, capitol pe care nu l-am încheiat încă, am văzut modul în care lucrează Dumnezeu în viața lui Iosif. Dintr-o dată, Iosif, din omul uitat în închisoare, este scos și prezentat lui Faraon, investit ca prim-ministru al Egiptului într-o perioadă care avea să fie una dintre cele mai dificile. Acesta este momentul în care își găsesc un sens și vânzarea lui Iosif în Egipt, și timpul petrecut în casa lui Potifar, dar și toate celelalte evenimente din viața de până atunci acestui om. Dragii mei, nu este un lucru ușor să treci prin necazuri și să le cauți o explicație. De cele mai multe ori necazurile par nedrepte, nemeritate, fără sens. Ele, de multe ori însă, ascund binecuvântările viitoare, binecuvântări pe care nici măcar nu le putem aproxima. Ceea ce trebuie să ne întărească în perioade dificile este credința în Dumnezeu. El este acela care promite, care grijă de noi, Nimic nu este accidental în ceea ce îl privește, nimic nu este lipsit de sens. Aduceți-vă aminte din nou de minunata promisiune lui Dumnezeu, exprimată de Pavel în Epistola către Romani, capitolul 8. De altă parte, știm că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu și anume spre binele celor ce sunt chemați după planul său. În cartea profetului Ieremia ne este dată o altă minunată asigurare. În capitolul 29, versetul 11 al acesteia, citim: Căci eu știu gândurile pe care le am cu privire la voi, zice Domnul, gânduri de pace și nu de nenorocire, ca să vă dau un viitor și o nădejde. Aceasta este o minunată poliță de asigurare. Este promisiunea lui Dumnezeu că ceea ce ni se întâmplă, de fapt, nu este pentru distrugerea noastră, ci pentru formarea noastră în vederea binecuvântărilor viitoare. Este exact modul în care au stat lucrurile în ceea ce l-a privit pe Iosif. Dacă ne uităm în urmă, la trecutul nostru, și încercăm să privim la evenimentele pe care atunci le-am considerat necazuri, cu siguranță acum multe dintre ele nu ne mai par la fel. Privite din perspectiva lui Dumnezeu, le găsim ca evenimente prin care am fost formați. Evenimente prin care Dumnezeu s-a ocupat de viața noastră în mod special și ne-a pregătit pentru ceea ce suntem acum, pentru ceea ce facem acum. Revenim însă la Iosif. Ne întoarcem acolo unde l-am părăsit, și anume momentul în care Iosif colinde Egiptul și face provizii pentru foamea care va veni. Prestigiul lui Iosif crește considerabil și talentul lui administrativ va fi foarte curând foarte apreciat atât de faraon cât și de restul populației Egiptului. Cei șapte ani de belșug se încheie și încep cei șapte ani de foamete. Iosif devine de acum un om în toată puterea cuvântului. Are deja o familie, îi se nasc fii, ce mai, nu mai este adolescentul cu haină pestrițe. Noi ne legăm adesea de anumite personaje și nu reușim să le vedem decât într-o anumită postură. E bine, Iosif se schimbă. Iată ce citim, începând cu versetul 50. Înaintea anilor de foametei s-au născut lui Iosif doi fii, pe care i-a născut Asnat, fata lui Potifera, preotul lui Ion. Iosif a pus întâiului născut numele Manase, uitare, căci, a zis el, Dumnezeu m-a făcut să uit toate necazurile mele și toată casa tatălui meu. Și celui de-al doilea i-a pus numele Efraim, rodire căci a zis el, Dumnezeu m-a făcut roditor în țara întristării mele. Adevărul este că acești băieți au fost născuți înainte de foamete. Pe primul băiat l-a numit Manase, sau cu alte cuvinte i-am putea spune amnezia. Dumnezeu este cel care l-a făcut să uite necazurile pe care le-a suferit din partea fraților săi. Dacă Dumnezeu nu l-ar fi ajutat să uite ceea ce s-a petrecut în casa lui, poate că soarta lui Iosif ar fi fost alta. Am cunoscut oameni care n-au avut puterea să uite ceea ce li s-a făcut în trecut. Un caz special de care mi-aduc aminte este acela al unui om care a fost tratat foarte rău de către tatăl său atunci când era copil. El și mama lui au fost neglijați în timp ce tatăl lui avea alte amante și cheltuia tot ce avea numai cu acele femei. Timpul a trecut, el și-a croit singur un drum în viață, a devenit un om cu propria familie, propria viață, însă n-a reușit să uite ceea ce a făcut tatăl său. Întâlnirile cu tatăl lui erau momente în care își revărsa toată amărăciunea și disprețul față de el. Cu siguranță există o anumită îndreptățire în această atitudine. Este adevărat, din punct de vedere uman, avea dreptate să procedeze așa, numai că, vedeți, Dumnezeu uită păcatele noastre atunci când ne pocăim de ele. El ne iartă. Și iertarea are o putere nebănuită. Consecințele neiertării acestui om au fost destul de critice. Deși a dat o educație bună copiilor lui, aceștia au văzut tratamentul pe care l-a aplicat bunicului lor. Știți ce au început să facă? Să se poarte la fel cu tatăl lor. Neiertarea se întoarce împotriva noastră. Iertarea este un dar divin. Dumnezeu ne iartă păcatele și mai mult, El ne asigură că odată iertate, ele sunt uitate. Nu mai contează. Este un mare lucru. Iosif este ajutat de Dumnezeu să uite și să ierte. Cel de-al doilea fiu este numit Efraim sau Rodire. Într-o traducere mai liberă am putea spune Ambrozie. Dumnezeu l-a făcut pe Iosif ca o băutură cerească pentru egipteni. Iar Iosif recunoaște că este mâna lui Dumnezeu. De acum, însă, încep anii de foamete. Cei șapte ani de belșug care au fost în țara Egiptului au trecut. Și au început să vină cei șapte ani de foamete, așa cum vestise Iosif. În toate țările era foamete, dar în toată țara Egiptului era pâine. Când a flămânzit, în sfârșit, toată țara Egiptului, poporul a strigat la faraon să-i dea pâine. Faraon a spus tuturor egiptenilor: Duceți-vă la Iosif și faceți ce vă va spune el. Poporul începe să se frământe, și acum se vede rezultatul muncii lui Iosif. Iosif este cel care va da pâine egiptenilor. Să îndrăznesc o altă paralelă aici? Domnul Isus a spus despre sine: Eu sunt pâinea vieții. Vedeți, dragi prieteni, atunci când ne punem la dispoziția lui Dumnezeu, el aduce nu numai binecuvântări în viața noastră, dar ne face și o binecuvântare pentru cei din jur. Să mergem mai departe, pentru că așa cum spuneam, mai la începutul capitolului, foamea aceasta nu a fost numai pe teritoriul Egiptului, dar și în zonele alăturate. Egiptul devine prin grija lui Iosif exportator de grâu. Și din toate țările venea lumea în Egipt ca să cumpere grâu de la Iosif, căci în toate țările era foamete mare. Aceasta este încheierea capitolului 41 o imagine sumbră despre celelalte țări, dar și o imagine măreață despre modul în care folosește Dumnezeu pe cei ce se lasă folosiți de el. Trecem la capitolul 42. Este, dacă vreți, continuarea în aceeași atmosferă dominată de faptul că Dumnezeu este în controlul tuturor lucrurilor. Pentru că foamea a afectat și Cananul, locul unde rămăseseră frații lui Iosif, aceștia vin în Egipt să cumpere grâu. Cu cine credeți că se vor întâlni aici? Dar să nu anticipăm prea mult și să urmărim evenimentele așa cum sunt ele prezentate de scriptură. Când a auzit Iacov că este greu în Egipt, a zis fiilor săi: Pentru ce stați și vă uitați unii la alții? Și a zis: Iată, aud că este greu în Egipt, coborâți-vă și cumpărați-ne greu de acolo ca să trăim și să nu murim. Frații lui Iosif nu erau nici pe departe atât de isteți pe cât se credeau. Vreau să spun aici că păcatul afectează și inteligența omului. Nu comentez mai mult, dar iată că nu știu ce să facă. Iacov trebuie să se îngrijească acum și de ei. El a auzit că este greu în țara Egiptului și îi trimite acolo. Din partea lui Iacov, acesta este, dacă vreți, un act de credință. El a auzit și a crezut că este greu în Egipt de ce îi trimite pe fiii acolo? Să cumpere grâu și alimente ca să poată trăi, spune el. Dragul meu, acesta înseamnă credință. Adesea am auzit oameni spunând, eu nu știu cum să cred. Însă, trebuie să ținem cont de faptul că credința este mai degrabă o problemă de voință. Cred că mai curând acești oameni ar fi trebuit să spună, nu vreau să cred. Numai că doar prin credință omul va putea trăi. Atunci când Domnul va veni pentru judecată, nu ne vom putea înfățișa înaintea lui cu scuze de genul noi n-am știut cum să credem. Dragul meu ascultător, dacă vrei să trăiești, trebuie să crezi. Să privim la frații lui Iosif. Zece frații lui Iosif s-au coborât în Egipt ca să cumpere grâu. Iacov n-a trimis cu ei pe Beniamin, fratele lui Iosif, de teamă să nu-i se întâmple vreo nenorocire. Oare, de ce numai zece dintre ei pleacă în Egipt? Un motiv era că ei erau cei mai mari. Beniamin era doar un tinerel acum. Un alt motiv este și acela că Beniamin rămăsese mângâierea tatălui său. Iacov, cu siguranță, nu voia să-l mai piardă, și pe el. De la dispariția lui Iosif, Iacov se atașase foarte mult de Beniamin, cel de-al doilea fiu al Rahelei și fratele lui Iosif. Fiii lui Israel au venit să cumpere și ei grâu împreună cu cei ce veneau pentru același lucru, căci în Canaan era foamete. Acum vine momentul dramatic. Iosif era mai mare în țară. El vindea grâu la tot poporul din țară. Frații lui Iosif au venit și s-au aruncat cu fața la pământ înaintea lui tot ce este posibil ca Iosif să-i fie așteptat. Poate că anticipase întâmplarea acestui lucru. Oricum, la acea oră nu avea concurență. Nimeni altcineva nu mai avea greu de vânzare. Așa că trebuia să vină și acel moment în care frații lui se vor îndrepta către el pentru ajutor. Iosif, cum a văzut pe frații săi, i-a cunoscut. Dar s-a făcut că le este străin, le-a vorbit aspru și le-a zis, De unde veniți? Ei au răspuns, venim din țara Canaan ca să cumpărăm merinde. Iosif a cunoscut pe frații săi, dar ei nu l-au cunoscut, citim în versetul 8. Vă întrebați probabil de ce le-a fost greu fraților lui Iosif să recunoască. Sunt câteva motive, cum ar fi vârsta. Iosif a fost tânăr atunci când a fost vândut, acum era un om în toată puterea cuvântului. Un alt motiv ar fi și acel al diferenței de cultură dintre ei. Iosif nu se mai îmbrăca cu haina pestriță ca altădată, se îmbrăca acum ca un egiptean, avea barba tăiată, era altfel. Iosif însă începe să-i pună la încercare. Avea nevoie să afle mai multe lucruri despre ei. Iosif și-a adus aminte de visurile pe care le visase cu privire la ei și le-a zis, Voi sunteți scoade, ați venit numai ca să cercetați locurile slabe ale țării. Ei au răspuns, nu, domnul meu, robii tăi au venit să cumpere hrană. Noi toți suntem fii acelui așom, suntem oameni de treabă, robii tăi nu sunt iscoade. Nu vi se pare interesant cum se văd ei acum, oameni de treabă? Este curios, neașa, așa? Dragii mei, dacă nu suntem confruntați de Duhul lui Dumnezeu cu imaginea noastră reală, noi continuăm să credem că suntem cei mai buni oameni de pe pământ, că suntem oameni de treabă. Nu erau oameni de treabă, frații lui Iosif. Însă Iosif are planul lui. El a zis: Ba nu, ați venit să cercetați locurile slabe ale țării. Ei au răspuns. Noi, robii tăi, suntem 12 frați, fie așa om din țara Canan, și iată cel mai tânăr este ascutatăl nostru, iar unul nu mai este în viață. Iosif, așa cum am văzut, voia să obțină cât mai multe informații despre familia lui. Acuzându-i că sunt iscoade, obține informații despre fratele și tatăl său. Nu s-au schimbat în cele din urmă prea mult frații lui Iosif. N-au devenit ei oameni de treabă așa cum le plăcea să creadă că sunt. Ei oferă mereu altă scuză și mereu pun pe altul în față. Iosif le-a zis, v-am spus că sunteți iscoade, iată cum veți fi încercați. Pe viața lui Faraon, că nu veți ieși de aici până nu va veni fratele vostru cel tânăr. Trimiteți pe unul din voi să aducă pe fratele vostru, iar voi rămâneți la opreală. Cuvintele voastre vor fi puse astfel la încercare și voi ști dacă adevărul este cu voi sau nu. Altfel, pe viața lui Faraon că sunteți niște scoade. Și i-a aruncat pe toți trei zile în temniță. Îndată ce a auzit despre fratele lui Beniamin, inima lui Iosif s-a aprins de dor după el. De acum voia să-l aducă cu orice preț în Egipt. A treia zi, Iosif le-a zis, faceți lucrul acesta și veți trăi. Eu mă tem de Dumnezeu. Dacă sunteți oameni de treabă, să rămână unul din frații voștri închis în temnița voastră, iar ceilalți plecați. Luați greu ca să vă hrăniți familiile și aduceți-mi pe fratele vostru cel tânăr, pentru ca vorbele voastre să fie puse astfel la încercare și să scăpați de moarte. Și așa au făcut. În tot acest timp, nu au nici cea mai mică bănuială că persoana care se ține de capul lor ar putea fi Iosif. Chiar și atunci când le spune că se teme de Dumnezeu, nimic nu în inima lor înghețată. Ei erau în continuare îngrijorați pentru propria piele. Acum, de judecat, nu trebuie să-i judecăm prea pentru că ne reprezintă foarte bine pe fiecare dintre noi. De acum, și frații lui Iosif erau oameni destul de în vârstă, aveau familiile lor și erau probabil îngrijorați cu privire la ceea ce li se întâmpla. Cu toate acestea, un sentiment de vinovăție începe să încerce. Poate că, totuși, vânzarea lui Iosif a fost o povară pe care au purtat-o mereu în sufletele lor. Durerea tatălui lor, amintirile lacrimilor lui Iosif, toate acestea se pare că au fost adunate în sufletele lor. De acum încep să facă legătura între ceea ce li se întâmplă și ceea ce au făcut ei cu privire la Iosif, respectiv vânzarea lui. Ei vorbeau în ebraică și se așteptau ca nimeni să nu înțeleagă, numai că Iosif era acolo și el înțelegea, înțelegea chiar foarte bine. Ei nu știau că Iosif îi înțelegea, căci vorbea cu ei printr-un tălmaci. Iosif a plecat la o parte de la ei ca să plângă. În urmă s-a întors și le-a vorbit. Apoi a luat dintre ei pe Simeon și a pus să lege cu lanțuri în fața lor. Iosif este acum hotărât să meargă până la capăt. Vrea să-și vadă părintele și fratele și va avea grijă ca aceasta să se întâmple, nu știm de ce l-a ales pe Simeon pentru a rămâne acolo, dar așa procedează. Cu toate că pe față se poartă neîndurător, inima lui este totuși o inimă bună. Iosif a poruncit să li se umple sacii cu grâu, să pună argintul fiecăruia în sacul lui și să li se dea merinde pentru drum. Și așa s-a făcut. Iată, nu numai că le dă grâul, dar le înapoiază și banii și le pune și mâncare pentru drum. Frații lui Iosif pleacă către casă, dar au sentimentul că Dumnezeu se ține acum de capul lor și judecă. Prea departe de adevăr nu sunt ei. Dumnezeu se ține într-adevăr de capul lor, dar nu pentru a-i blestema. Ei erau în pragul unei binecuvântări. Ei și-au încărcat grâul pe măgar și au plecat. Unul din ei și-a deschis sacul ca să dea nutreți măgarului în locul unde au rămas peste noapte. A văzut argintul la gura sacului și a zis fraților săi: Argintul meu mi s-a dat înapoi și iată-l în sacul meu. Atunci li s-a tăiat inima și au zis unul altuia tremurând, ce ne-a făcut Dumnezeu? Poate că dacă Iosif s-ar fi purtat altfel, iar fi înțeles că Iosif le dă bani înapoi din bunătate, dar așa se simt amenințați. S-au întors la tatăl lor Iacov în țara Canan și i-au istorisit tot ce li se întâmplase. I-au zis, Omul acela, care este domnul țării, ne-a vorbit aspru și ne-a luat drept scoade. Noi am spus, suntem oameni de treabă, nu suntem iscoade. Eta că încep să dea raportul tatălui lor Iacov. Totul este cum este pentru Iacov, până la momentul în care ei povestesc care este solicitarea lui Iosif. Tatăl lor, Iacov, le-a zis, Voi mă lipsiți de copii. Iosif nu mai este, Simeon nu mai este și voi să luați și pe Beniamin, toate acestea pe mine mă lovesc. Săracul Iacov nu mai este deloc îndrăznețul și omul lipsit de scrupule de altă dată. De acum este doar tată, un tată nemângâiat, un tată care suferă pentru copiii cei sunt luați. Desigur că nici el nu știa care este adevărata identitatea drăgătorului egiptean care se purtase astfel cu fiii lui. Pentru el, Iosif nu mai făcea parte dintre cei vii. De acum, Beniamin era copilul în care el investise toate sentimentele sale. Ori acum se vedea lipsit și de acest copil. Ruben se pune din nou chezaș pentru fratele lui. Ruben a zis tatălui său, Să-mi omor pe amândoi fiii mei dacă nu-ți voi aduce înapoi pe Beniamin. Dă-l în mâna mea și ți-l voi aduce înapoi. Însă Iacov, care de acum era foarte atașat de Beniamin, nu vrea să-l piardă. Ce schimbare la Iacov! el, îndrăznețul acela care prin fapte și cuvinte și rete se descurca peste tot, este de acum un bătrân plângăcios și dependent de alții. Dragii mei, viața ne oferă multe surprize. Sunt multe modificările pe care le suportăm în viață. Ne am avut exemplul vieții lui Iacov, avem exemplul vieții lui Iosif. Este clar că nu rămânem la fel. Important este însă să lăsăm ca cea mai mare modificare de care avem nevoie să fie făcută de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Acești frați al lui Iosif erau bântuiți de temeri și frustrări. Nu vedeau deloc mâna lui Dumnezeu pentru că nici nu i-au dat voie să intervină. Însă vor învăța și ei ce înseamnă intervenția Domnului în viața omului. Capitolul 42 se încheie cu refuzul lui Iacov de a-l trimite pe Beniamin în Egipt. Data viitoare vom fi martorii reuniunii familiei lui Iosif, un eveniment pe care Dumnezeu l-a pregătit cu mult timp înainte. Dragul meu, și pentru tine a pregătit de mult Dumnezeu un eveniment al reîntregirii familiei sale. Nu vrei să faci și tu parte din ea? Ascultă-l numai pe el. Și atunci vei vedea ce mare binecuvântare este să fii numit copil al Domnului. Rămâneți cu har și pace. Se încheie episodul produs și pus la dispoziție de Transol Radio România. Vă anunțăm că suntem interesați de efectele sale în viața dumneavoastră. De asemenea, că puteți solicita copii ale episoadelor în format MP3 sau materialele scrise în format electronic. Contactați-ne la telefonul 021-346-2468 sau prin e-mail la adresa radioarondtwr.ro. Vă mulțumim! Itinerar Biblic. Itinerar Biblic. Itinerar Biblic.